Genul programului Pamflet Bună seara, dragi prieteni! Mă adresez tuturor celor care mai respirați astăzi pe aici, prin Prahova și prin România în general, dar și celorlalți care sunteți deja în moarte clinică, după ce ați simțit pe pielea voastră politicile fiscale aplicate de guvernul Ponta. Nu contează dacă noi mai trăim pe aici, noi ăștia din mediul privat, important este să mai plătim, oricum ar fi, niște taxe în plus ca să le iasă lor bugetul. De ce trebuie să vină guvernul Ponta cu a doua rectificare pe minus? Iată o întrebare la care se răspunde superficial, în stilul românesc fiindcă nu plătesc nenorociții de privați. Nu? Păi nu! Nimeni nu calculează în țara asta strategii economice să rezulte o relaxare fiscală pentru a se dezvolta firmele, tocmai pentru a plăti taxe și impozite mai multe. Că asta e ideea, nu? Adică să ajuți prin politici fiscale, atent întocmite și coerent concepute, mediul privat. Mai pe înțelesul ăstora de la putere, nu să omorâți firmele, ci să le lăsați să se dezvolte, băi intelectualilor și simpaticilor cu 70% în Parlament. Noi nu avem drepturi, ci numai obligații. Iar statul nu este partenerul nostru, este doar o mașină hapsână de făcut bani. Asta este concluzia noastră. Suntem slugi într-o țară înapoiată, administrată de niște scursuri, care nu au treabă nici cu economia, nici cu administrația, nici cu politica, ci numai cu ciordala pentru ei și pentru neamurile lor. Bătaia de joc la adresa contribuabililor, ăștia care mai gâfâie pe aici, plătitori de taxe și impozite, a continuat și săptămâna care tocmai s-a încheiat. Ia uite ce avem noi aici. Pa adresa firmei mele, am primit o scrisorică de la Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe aici, pe la Prahova, zisă și ANAF. Da? Această scrisoare, nu vă arăt firma să nu-mi trimită ăștia mâine vreun control, da? această scrisorică, da, am primit-o eu, dar și peste un milion de alte firme în toată România, prin care suntem informați că avem nesperata șansă, conform ANAF, să ne plătim datoriile, că dacă nu, ne arde focul. Ia auziți ce formulare haioasă au băieții ăștia de la ANAF. Vă informăm pe această cale asupra faptului că, în urma unui proces de selecție aleatorie, aleatorie din părți, că au trimis la toate firmele din România, compania dumneavoastră ar putea fi supusă unei analize de risc, Aoleo, da? În eventualitatea în care, ca urmare a analizei, vor fi constatate neconcordanțe între datele raportate de dumneavoastră și cele deținute de administrația fiscală, sau veți fi încadrat în categoria contribuabilă cu risc, puteți face în viitor obiectul unei inspecții fiscale. Bă, deci vă dați seama, scrisoarea asta este trimisă de statul român firmei private. Ignat, da? Și celelalte firme private din România, indiferent dacă aceste firme sunt datoare la bugetul de stat sau sunt cu taxele la zi, în bătaia asta de joc. Deci, practic, ăștia te amenință voalat că trebuie să-ți plătești taxele și impozitele, da? Dacă veți fi încadrat în categoria contribuabilor cu risc, puteți face în viitor obiectul unei inspecții fiscale. Deci băieții ăștia de la stat da, au tipărit o scrisoare, au pus-o la poștă și au trimis-o unui peste un milion de firme sau câte ori fi în România, pentru că toată lumea a primit o asemenea mizerie, prin care practic... Tu ești umilit. Nu contează dacă ești un bun contribuabil sau un rău contribuabil. Ba nu, ăia rău contribuabile oricum nu-i deranjează nimeni. Nu le mai blochează nimeni contul la sfârșitul lunii, au luni de zile în care nu-i deranjează nimeni. Dar ăia pot să-și desfășoare liniștit evaziunea fiscală, așa cum s-a demonstrat de curând la ploiești prin acțiunile procurorilor, da? despre care o să vorbim puțin mai târziu. Auzi ce zice mai departe domnul Anaf. Intenția noastră este de a vă informa asupra acțiunilor pe care ANAF le desfășoară în mod normal. Așa e, și de asemenea, de a, de a vă reaminti să vă declarați toate achizițiile și vânzările și să deduceți, atât în scopul impozitului pe profit cât și alte TVA, numai acele sume aferente tranzacțiilor la care aveți dreptul conform normelor legale. În situația în care impozitele și taxele declarate de reprezentanții dumneavoastră nu au fost achitate integral, vă rugăm să luați măsuri pentru achitarea obligațiilor de plată restante. Deci, domnul Anaf te roagă, cu alte cuvinte, de fapt, să-ți plătești taxele și impozitele ca un sclav al statului care ești sau ca un bun contribuabil, da? depinde cum îi interpretezi. Da? Oricum, o asemenea scrisoare pentru oricine are o firmă pare o tâmpenie Epocală, da? Toată lumea știe care impozite și taxe de plătit, iar dacă ai o firmă, știi că în fiecare 25 ale lunii trebuie să fii cu taxele și impozitele la zi. Nu era nevoie de o asemenea scrisoare de la ANAF cu amenințări voalate, așa cum vom vedea mai departe, da? La adresa noastră, celor, repet, care mai muncim în țara asta și venim lunar cu un aport la bugetul de stat, mic sau mare, în funcție de uh, compania fiecăruia. Mai departe. Scopul acestei scrisori este acela de a vă permite ca până la data, deci ne permite scopul acestei scrisori, ca până la data unui eventual control, să aveți timp să vă pregătiți documentele contabile și fiscale, precum și pentru depunerea tuturor declarațiilor nedepuse sau a rectificative, după caz, urmând ca, la o dată ulterioară, să primiți un aviz de inspecție fiscală prin care veți fi informat în legătură cu obiectele și perioada controlului. Dorim să subliniem că prezenta scrisoare reprezintă doar atenționare și, prin urmare, nu trebuie să vă prezentați la sediul organului de administrare fiscală. În situația în care reprezentanții companiei au declarat și plătit integral impozitele și taxele datorate bugetului de stat, nu este necesar să întreprize nicio acțiune în relația cu organul de administrare fiscală. Păi stai mă un pic, nu ziceai, băi, domnul Anaf, mai sus, că ați fost Compania dumneavoastră ar putea fi supusă unei analize de risc. În eventualitatea în care, ca urmare a analizei, vor fi constatate neconcordanțe, riscați să vă ardă focul, da? Bă, cât de nesimțit să fi. Cât de, ne cât de fără sufle, cât de hain să fii tu ca reprezentant al statului român într-o perioadă foarte grea pentru firme. Firmele astea sunt exact acele entități care ți-asigură ție, în afară de salariul ăla nenorocit pe care îl ai, da? mai mic sau mai mare în funcție de birou uh, politic care te-a pus în funcție, da, și bunul mers al țării. Da? Eu am voie, ca om care muncesc și plătesc taxe și impozite la stat, lună de lună, să mă enervez când primesc o asemenea mizerie uh, prin poștă de la statul român? Da? Am voie să, să întreb și eu așa. Bă, deci scopul să înțeleg deci, un text jalnic, un text jalnic compus de o minte absolut uh, diabolică, dar și cu puțină școală, așa, prin care noi de fapt suntem împinși de la spate să ne plătim la zi, taxele și impozitele că grâfie ponta la Palatul Victoria, da? Bun. Păi în afară de faptul că noi știm că avem să ne plătim taxele și impozitele astea, și că bugetul local a avut o bugetul național a avut o rectificare pe minus, cum spuneam, scrisoarea asta am înțeles că este. Este tipărită în peste un milion de exemplare și trimisă prin poștă. Putem să facem și noi un calcul la 5 lei pe scrisoare, cu tot cu tipăritură, cu tot cu contractul, că există o firmă care trimite asta. Deci, fiți atenți, și situație absolut hilară, da? Bugetul de stat are nevoie de bani. Statul. Este în gaură cu banii și trimite contribuabilul această mizerie care să fim serioși. Dacă ești cumva un țepar, un datornic la stat, dacă ești țepar, nu plătești ocum. Dacă ai datorii la stat neplătite, da? Dar tu ești om de bună credință. Scrisoarea asta lui domnul Anaf nu te va face niciodată să plătești, că n-ai de unde, n-ai bani, mă, că tu vrei să plătești, da? Bun, atunci care e scopul? Scopul acestei scrisori este să îi îmbogățească culmea pe unii. Adică să mai ia niște bani de la bugetul uh, de stat în loc să aducă. Pentru că am înțeles că această scrisoare este tipărită milioanele astea de exemplare de o firmă PSD din cu Vâlcea. Nu știm cât costă, sperăm că ne va informa și pe noi cineva. Eu zic că minim 5 lei ar trebui să fie trimisul unei scrisori cu tot cu tipăritul ei. Adică, la un milion de scrisori, să zicem, înseamnă 5 milioane de lei, bani plătiți de la bugetul de stat, către această firmă care, așa cum spuneam, a tipărit mizeria asta, da, să ne trimită nouă acasă, ca să recupereze statul niște bani. Dar statul, înainte de asta, plătește o scrisoare către o firmă clientă politic, probabil, da? Este... Așa am înțeles că este firmă legată de un uh, ales PSD din județul uh, Vâlcea, da? Și statul cu alte cuvinte nu numai că nu recuperează niște bani, că banii aia nu sunt băi funcționarilor cu cap pătrat de la ANAF, da? Că dacă aveau bani, oamenii vă plăteau banii. Iar de la țepari nu că că luați banii cu scrisoarea asta. Adică eu nu o să vă țeparul că se bagă sub pat de frică când citește mizeria asta pe care voi ați cheltuit atâția bani să o trimiteți la oameni. Da? Este o mizerie. Hai să continuăm, că tot vorbim de evazioniști. Am scris în actualitatea prahoveană un material legat de rețeaua asta, Păvăleanu, și legătura sa din dosare cu nava Flaminia, aia care a luat foc acum câteva luni de zile și care a fost adusă pe șest cumva la Constanța, să fie decontaminată via Prahova de niște băieți deștepți, da? Și am spus așa, dosarul în care uh, fostul consilier al secretarului general al guvernului, Marcel Păvăleanu, domnul Marcel Păvăleanu este Prahovean, a fost angajat în Secretariatul General Guvernului, a plecat de câtva timp de acolo, înainte să fie uh, reținut de oamenii legii. Uh, domnul prim-ministru Pont a declarat că nu-l cunoaște. Este posibil că există foarte mulți angajați acolo în Secretariatul General Guvernului. Domnul Păvăleanu, așa cum spuneam, este arestat preventiv pentru presupuse infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, Așa, iar dosarul este disjuns dintr-un caz privind o tentativă de introducere frauduloasă în România a deșeurilor toxice de pe nava Flaminia, cunoscută drept bomba plutitoare, blocată de 5 luni în portul Constanța. Conform referatului procurorilor, dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu total de 35 de milioane de euro, în care Păvăleanu a fost arestat, deci fiți atenți, deci prejudiciu este 35 de milioane de euro. Vă dați seama care este de fapt cifra combinației acestei afaceri, dacă nu ai prejudiciu, este de 35 de milioane de euro, repet. Da? Deci dosarul în care Păvăleanu a fost arestat preventiv alături de alte persoane a pornit de la un alt dosar, deschis împotriva domnului Răzvan Alexe, un apropiat al lui Păvăleanu și al familiei președintelui Consiliului Județean Mircea Cozma. Conform procurorilor de la parchetul de pe lângă tribunalul Prahova, care au inițiat dosarul, cazul se referă la deșeuri introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și care nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse. În fine, e un citat tehnic, așa. Dar continuă, procurorii parchetului de pe lângă Curtea de apel ploiești, care au preluat dosarul mai departe, susțin că au indicii că Răzvan Alexe ar fi încercat să transporte rezidurile toxice de pe vasul Flaminia la stația de epurare aparținând rafinăriei Astra, da? Magistrații spun că deșeurile toxice de pe bomba plutitoare Flaminia urmau să fie prelucrate la stația de epurare a rafinăriei Astra, în condițiile în care aceasta nu mai îndeplinește condițiile tehnice de prelucrare. Care de fapt, stația de purare a rafinării în momentul de față, doamnelor și domnilor, este un fel de pavă. Probabil că unul mai fură azi un șurub, mâine un holendă, poi mâine o bucată de conductă de acolo, da? Deci, ăștia vreau să ducă rezidurile toxice de pe Flaminia, patru județe de la Mare până la Prahova, tocmai la Prahova trebuia, e o coincidență a naibii, că la Prahova se, trebuia să se facă această decontaminare, al județ nu mai avea fraților stații de epurare, trebuia să ajungă tocmai aici. Culmea culmilor este că această procedură trebuie aprobată de Agenția Națională de Mediu, unde la Agenția Națională de Mediu, încă o coincidență dată în naibii, este președinte la nivel național, așa cum spuneam, domnul Mihail Făcă. Domnul Mihail Făcă a fost deputat pe DSR de Prahova, prahovean de al nostru. Da? Deci văd că toate drumurile duc la Prahova în afaceri, mai nou și drumurile DNA-ului care de câtva timp a început să ne impresioneze în mod plăcut. Așa, în dosarul la care faceți referire este cercetat Alexe Răzvan, despre care este indicii că ar fi încercat să transporte reziduile toxice de pe vasul Flaminia la stația de epurare a părținerea Astra, unde acestea au să fie prelucrate, da? Stația nu îndeplinește condițiile tehnice de prelucrare a reziduilor, motiv pentru care Agenția Națională pentru Protecția Mediului a și refuzat prelungirea autorizației de funcționare, cu timp, un pic de timp în urmă. Arată parchetul de pe lângă curtea de apel ploiești, Așa, Stația de epurare, la rândul ei, este deținută de un alt cunoscut om de afaceri, zis și Ioan Nicolae. Sunt convins că vă spune ceva acest nume. Prin societatea New Century SRL. Firma este la rândul ei controlată de societăți offshore, înregistrate în Cipru, la capătul cărora se află Nicola, Nicolae. Administrator al New Century este Marcel Cadă, care este angajat și la Interagro, da? tot grupul de firme controlat de magnatul Nicolae. Da? Hai să vedem cum a apărut dosarul evaziunii și spălării de bani de 35 de milioane de euro care a cutremurat Prahova. Dosarul deșeurilor toxice fusese început de procurorii de la pachetul de pe lângă tribunalul Prahova în iunie 2013, cercetările fiind extinse într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani asupra încă șapte persoane, printre care și fostul angajat al guvernului, acest domn, Marcel Păvăleanu, care a lucrat și pentru Răzvan Alexe. În 30 septembrie 2013, fostul consilier din Secretariatul General Guvernului Marcel Păvăleanu și omul de afaceri Răzvan Alexe a fost pus sub urmărire penală alături de alte șase persoane. Conform procurorilor, Alexe se află în străinătate, ceea ce am auzit și noi, când America, când Mexic, oricum, nu este... Aici, în 19 octombrie, domnul Păvăleanu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani, alături de alte 5 persoane, cazul fiind instrumentat de către pachetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Potrivit procurorilor, Păvăleanu și ceilalți inculpați s-au folosit de un lans comercial fictiv în care au inclus aproximativ 60 de firme de pe raza județului Prahova și a municipiului București, din care o parte aveau comportament tip fantomă, buhuhu, Acestea simulau operațiuni comerciale de achiziție, livrare, mărfuri și servicii, ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale. Adică oamenii când se încălcau cu prea mult TVA, ca să explicăm un pic așa fenomenul, găseau niște firme de-astea pe care ori le înființau pe numele unor aurolaci sau diverse persoane de-astea greu de găsit și greu de forțați să plătească cumva frauda, se factura în lanț procedura astfel încât firma mamă să îi se scadă firmei mamă cât mai mult datoriile către bugetul de stat. Ce spunea domnul președinte Mircea Cosma despre încărcătura de pe Flaminia care ar fi urmat să ajungă la Prahova? Încărcătura, făcând o paranteză, se pare că nu mai ajunge la Prahova. Autoritățile până la urmă au interzis accesul uh, rezidurilor uh, pe teritoriul românesc. Uh, nava va pleca din Portul Constanța spre a fi decontaminată undeva prin Danemarca, am înțeles. Foarte interesant este că există niște poze, așa, din aer, din elicoptere, din nu știu ce, și alea arată că nava asta, Flaminia deja ar fi fost cam goală. Asta e foarte interesant. Aici trebuie studiată problema tot de procurori, pentru că, desigur, dacă peste 1000 de tone sau 2000 sau 3000 de tone ar fi deja introduse fraudulos în România și decontaminate nu știm unde, da? bănuiesc eu așa flerul meu, fleu, tot la Prahova, da? este o problemă care ține de uh, legalitate. Da? și trebuie să se descopere chestia asta pentru că este foarte interesant faptul că toată Europa a refuzat până acum nava Flaminia. Autoritățile române cu brațele deschise, veniți bă băieți la noi, că la noi decontaminăm orice că România poate, nu ca alte țări care respectă legislații și își protejează cetățenii de poluare și așa mai departe, veniți la noi. Acum adică la, ca să înțelegeți periculozitatea momentului autoritățile din Germania, în momentul în care această navă uh, contaminată a ajuns în port în Hamburg, parcă, da? au închis spațiul aerian, fraților, deasupra portului, da? Se plimbau cu elicopterele ăia de la poliție, de la mediu, de la nu știu ce, luau măsurători și nu știu ce. La noi a venit la port, la Constanța, aproape acolo de casino, să se distreze lumea să fie bine și probabil că dacă presa nu lua măsuri, mai stătea încă un an pe acolo, mai cădea un pic niște breziduri prin mare, iar la anul, când făceam baie la litoralul românesc, ieșeam de acolo verzi și cu o antene. Da? Bun. După ce S-a început scandalul în presă, toate autoritățile, sigur, deranjate de faptul că s-a aflat, probabil că afacerea mergea mai departe, că sunt niște milioane de euro care se pierd cu ocazia retragerii afacerii ăsta afacerii cu decontaminarea, au interzis accesul, dar până atunci, până să se interzică accesul, ia uitați ce zicea președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Mircea Cozma, despre ideea ca încărcătura de pe Flaminia să fie decontaminată într-o stație de epurare din județul Prahova. Da? Zicea așa domnul, domnul Cozma. Dacă anumite ape care conțin reziduri petroliere nu vor putea fi tratate decât într-o stație de rafinărie, probabil că se va face la una dintre rafinările din județul Prahova. Până la urmă vine doar o cisternă încărcată cu apă, doamnelor și domnilor. Așa a susținut. Domnul președinte Mircea Cozma, în legătură cu apa și afacerea din jurul decontaminării Flaminia, care era cât pe ce să se întâmple la Prahova. Da? Trecem la alte cazuri de, de lapidare și evaziune fiscală, că de băieții ăștia de la Prahova ne-am cam plictisit cu toții și vorbim despre un, un lider sindical de nivel mondial. A depășit de mult județul Prahova, a depășit chiar și frontierele României. Veți vedea că a ajuns prin tot felul de offshore succesul acestuia răsunător. Așa, vorbim despre domnul Liviu Luca, da? Domnul sindicalist Liviu Luca, care este audiat, a fost audiat la DICOT în cazul de lapidării patrimoniului Asociației Salariaților Petrom. Pentru că domnul Luca nu e așa, cum îi stă bine oricărui lider, este și la sindicatul din Petrom, unde de ani de zile conduce destinele a zeci de mii de sindicaliști. Liviu Luca s-a prezentat vinerea trecută la DICOT, după ce a fost luat de acasă și duși și pe la DNA un pic, așa, pentru a fi audiat în dosarul în care este cercetat alături de Sorin Ovidiu Vântu și alte nouă persoane pentru spălare de bani și de lapidarea patrimoniului Asociației Salariaților din Societatea Națională a Petrolului Petromesa, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro. Un chilipir. Așa, Liviu Luca a venit la sediul direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, soție de avocat și nu a dorit să facă declarații. Era supărat. Nu? Vineri dimineața a fost dus de polițiști în baza unui mandat de aducere la DNA, așa, în dosarul în care se fac cercetări privind realitatea media, entitate de presă, soră oarecum, cu decedata Alfa TV din Ploiești. Erau din același grup de interese, din același trust. Procurorii au adus la cunoștință lui Liviu Luca că a fost pus sub învinuire în dosarul Realitatea Media, în care sunt cercetate 12 persoane, precum și firmele Realitatea Media, Strategies Research Investments și Rovigo. În august 2012, procurorii de au început cercetările în cazul lui Sorin Vânt, Liviu Luca, Octavian Țurcan, Gheorghe Șupeală și alte șapte persoane pentru spălare de bani și de lapidarea patrimoniului Asociației Salariaților în cadrul SNP Petromesa, prejudiciu fiind estimat la peste 10 milioane de euro. Așa. În fapt, spun procurorii, s-a reținut că învinuiții au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în scopul de lapidării patrimoniului Asociației Salariaților din Petrom în modalitatea însușirii pentru societatea nerezidentă, atenție, Elba Hold Limited. Societatea nerezidentă, fraților, înseamnă că e un offshore. Mai precis, Elba Hold ăsta e înregistrat în Cipru și a fost controlat de același trio Galaxy, Sorin Ovidiu Vântu, Liviu Luca, și uh, Maricel Măricel Păcuraru, Maricel, Maricel, nu știu exact cum îl cheamă, oricum procurorii știu mai bine că au întormit deja niște acte pe numele domniei Sale. Da? Așa însușirii pentru societatea nerezidentă a Elba Holda unei părți din activul patrimonial pe care îl deținea, fapt realizat prin diminuarea participației deținută la SC Petrom Service SA de la 50% la 25% din acțiunile emise. Așa, membrii grupului infracțional ar fi folosit sume de bani aparținând asociației salariaților din Petrom și al membrilor acesteia. Patrimoniul așa a fost prejudiciat. Sorin Ovidiu Luca, Sorin Ovidiu Vântu, Liviu Luca, Octavian Țurcan, Gheorghe Șupeală, Zizi Anagnastopol și Ioan Bohălțeanu sunt acuzați și într-un alt dosar pentru devalizarea Petrom Service, fosta Petrom Service actuală PSV, prejudiciu produs prin falimentarea controlată, fiind de, țineți-vă bine, 83 de milioane de euro. Cel puțin atât au descoperit oamenii Legii magistrației. Potrivit procurorilor pachetului instanței supreme, sume din patrimoniu Petrom Service au fost transferate prin operațiuni succesive, derulate prin 22 de companii offshore, controlate în conturile personale sau ale unor societăți înregistrate în străinătate și în România, în special sece realitatea media S.A., milioane 14.200.000 de euro. SECE Imobiliar Network, 2002 SA, 6.725.000 de euro. Și SC GM Invest SA, 1.300.000 de euro. Suma de 14.2 milioane de euro a ajuns în contul realitatea media prin trei operațiuni, în 2007, 2008 și 2009, când de la Petrom Service au fost virate sume de bani prin conturile mai multor companii offshore. Potrivit anchetatorilor, actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea cu banii Petrom Service, a unor acțiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparținând unor societăți comerciale și transferarea frauduloasă și controlată a banilor obținuți pentru a ascunde identitatea beneficiarului real. Probele obținute în urma Comisiei Rogatorii Internaționale solicitate în dosarul fraudării Petrom Service, adică s-au vorbit și cu oamenii legii din Cipru ca să uh, nu se mai ascundă chestia asta cu offshore-ul la ei, știi? Au colaborat oamenii legii din România cu oamenii legii din Cipru și au început să investigheze împreună uh, firul ăsta al circulației banilor uh, în natură România via Cipru și întors în România, desigur. Da? Probele obținute în urma Comisiei Rogatorii Internaționale solicitate în dosarul fraudării arată că cele 22 de companii offshore prin intermediul cărora s-au realizat achizițiile de acțiuni și fraudarea patrimoniului companiei sunt controlate de Soinovidiu Vântu și Octavian Țurcan. Așa, dintre cele 22 de companii offshore. 13 îl au ca beneficiar real pe omul de afaceri moldovean Octavian Țurcan, 3 pe Sorin Ovidiu Vântu, cei doi fiind beneficiari real și la o altă companie offshore. Alte două companii, una înființată în 2003 și alta în 2006, îl au ca beneficiar real pe domnul Liviu Luca. Potrivit probelor administrate în cauză, falimentarea controlată a Petrom Service a dus la prejudicierea societății cu suma de 83 de milioane, 163 de mii, 165 de euro și afectarea 72.000 de, de membri ai Asociației Salariaților. 72.000 de mii de oameni ai Asociației Salariaților sau avea pe parcursul existenței sale în momentul în care domnul Luca era președinte și se ocupa cu transferul ăsta de bani dintr-o parte în alta așa. Așa, ca în calitate de acționar minoritar, membrii ăștia asociației nu au mai putut încasa dividendele datorită activităților frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acțiunilor. Totodată, falimentarea controlată a Petrom Service a produs indirect prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro, ca să vă dați seama la ce ligă joacă, jucau cel puțin acești băieți. Dar... Procurorii secției de umărie penală și criminalistică din parchetul în alte curzi de Casație și Justiție au instituit sechestru asigurator asupra aproximativ 81 de imobile, fraților. 4-6 de terenuri intravilane și extravilane, 5 apartamente, clădiri cu destinații de hotel, restaurante. Băi, aveau ăștia de toate. Bă, dar ce aveau ăștia? Aveau de nu se mai opreau. Într-un alt dosar, Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis în judecată pe Liviu Luca, în calitate de prim vicepreședinte al CNSLR Frăția, pentru folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite și fals în înscrisuri, sub semnătură privată, comis pentru a ascunde o infracțiune asimilată celor de corupție. Pocoi au arătat în rechizitorul trimis instanței că, în cursul anului 2011, Liviu Luca, folosindu-și influența de prim-vicepreședinte al CNSLR Frăția, a înleznit încheierea unui contract de management între societățile Sintur Trading SRL, la care CNSLR Frăția era acționar majoritar, și Turmir Invest SRL Timișoara, prin care cea de-a doua societate a obținut foloase necuvenite de 732.000 de euro. Hai să vă explic cum stă treaba cu asta, cu fiți atenți, cu Petrom service -ul. Deci, spuneam așa, procurorul acuză pe domnul Luca, împreună cu grupul său infracțional, că a realizat prin cumpărarea cu banii Petrom Service a unor acțiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori. Ce s-a întâmplat de fapt, din câte am aflat uh, eu? Deci, practic, uh, domnul Luca și cu grupul ăsta infracțional, așa cum spun procurorii, am împrumutat niște bani prin Petrom Service de la Asociația Sindicaliștilor din Petrom. Petrom Service am împrumutat niște bani, da? Acum Asociația Sindicaliștilor este controlată de domnul Liviu Luca. Petrom Service, PSV Companie, controlată tot de domnul Liviu Luca și prietenii domniei sale. Așa. Petrom Service cu banii ăștia de la Asociația Sindicaliștilor a cumpărat niște firme supraevaluându-le, a dat de 10 ori mai mult decât făceau, conform a ceea ce spun procurorii, printre care și niște organe de presă foarte interesant. Așa, acele firme erau deținute de niște offshore-uri din, ghiciți, Cipru. Astea din Cipru, unde e soare și frumos și unde îi place și domnului Liviu Luca să meargă atât de des, erau, hai să râdeți acum, că să trebuie să râdem cu toții, deținute pe acolo de același domn Liviu Luca. Da? Domnul Liviu Luca a centrat și a dat cu capul așa pe un circuit, după care, ca să fie cascadorii râsului până la capăt, a adus banii aport în capital, a port la capital parcă, în același Petrom Service, fraților. Da? Și și-au mărit participarea la acțiuni, Așa, o să întrebați acum de sigur ce se întâmplă cu asociația salariaților. Că banii oamenilor s-au dus pe circuitul ăsta de s-au și bronzat prin și s-au întors în niște buzunare topă la ploiești să trești. Păi nu se întâmplă nimic cu banii ăștia, pentru că Petro în Service, PSV companii, este în insolvență puțin. Adică banii oamenilor sunt cumva pierduți în an deocamdată, până la o viitoare decizie a instanței. Aceasta este povestea noastră de astăzi. Aveam multe subiecte de discutat. Domnul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, a declarat despre colegii noștri de la Observatorul Prahovean că folosesc niște metode securistice prin sursele pe care le folosesc. O declarație absolut regretabilă a domniei sale, că așa, domnul Roșca, dacă era cum spuneți nici Watergate-ul nu se mai întâmpla și jurnaliștii ăia nu mai dădeau jos un președinte că foloseau metode securistice. Da? În loc să comentați ceea ce s-a întâmplat acolo, ați ales dumneavoastră să aruncați niște acuzații în spațiu public împotriva colegilor de la observatorul Puro. Nu e frumos deloc și nu se face așa ceva. Munca noastră în presă implică și folosirea surselor, domnul președinte, și a unor mijloace de ascultare care nu înseamnă că sunt utilizate pentru a vă asculta pe dumneavoastră pe wc sau atunci când faceți goblenul cu soția, ci într-o activitate politică, așa cum s-a întâmplat și în cazul prezentat de colegii de la Observatorul. E foarte urât să acuzați niște jurnaliști care au încercat să-și facă meseria, se vede asta din avion, informând opinia publică de astfel de activități securistice. Da? E urât. Ne oprim aici în ediția de astăzi. Dragi prieteni, ne revedem săptămâna viitoare, vineri de la 22. O seară bună tuturor. La revedere!